atomului din Catania. Și în spatele meu ar trebui să se vadă muntele Etna, nu se vede din păcate, este puțin înnorat astăzi. Dar cu siguranță îl vom vedea mâine când vom merge în excursie acolo. Opțiunile de a ajunge la baza muntelui Etna, la Refugio Sapienza, sunt cu bus de la oraș, City Bus, biletul e aproximativ 6-7 euro și face 2 ore până acolo, este dimineața la ora 8 și un sfert. ASET bus. Da. Pe urmă ar mai fi opțiunea cu bus sau microbus de la agențiile de turism, care biletul variază de la 30-35 de euro și faci mai puțin, faci o oră 20, o oră 30 cu o pauză, cum suntem noi acum, nu este cu busul respectiv. Sau ar mai fi opțiune, nu? Să-ți... E un taxi? Un taxi sau un transfer privat. Un transfer, da, un transfer privat care posibil să te coste undeva de la 70 de euro în sus. Da. Da. Pentru două persoane. Iar sus o să vedem care sunt opțiunile cu telecabina și cu ghidul, ce alte opțiuni mai sunt și la ce costuri. Cu telecabina 30 de euro de persoană, dus întors. Și dacă alegi să iei și telecabina plus un ghid local și cu chip, e cam 67 de euro de persoană. Ok, bun. Vedem la fața lucrurilor. Aproximativ. Ceva de genul, da. Și vom începe un hike până o urcare până la 2900. În 5 minute așteptăm să înceapă ghidul nostru. Am urcat cu un bus. Un semi-bus. 4 bus. Da. Primul 4x4 bus aici, pe care l-am văzut de la telecabină. Deci de la 2500 până la 2750 am urcat. În spate se observă craterul principal. Ultima erupție, cea mai recentă erupție, e de acum 10 zile. Nu se va putea face urcarea astăzi acolo, nefiind recomandat. Da, deci la 3000 și de metri nu se va putea ajunge astăzi. Este interzis în această perioadă datorită faptului că vulcanul este activ. Dar nu e nicio problemă și până pe la 2900 este suficient. Priveliștea este minunată. Cred că până acum a fost cel mai ușor trip la 2700 de metri. Am urcat da, cu... clar! Am urcat cu telecabina. Nu prea am muncit da, pentru tripul ăsta. Pentru, da, a fost o urcare lejeră.
Suntem chiar în centrul craterului Silvestri. Ia. Se poate coborî în 2 minute, mai puțin. A fost o surpriză foarte plăcută acest crater. E chiar mai divers puțin peisajul față de cum e la 2500. Chiar ne-a plăcut. 2700. Sau 2700. Da. Aici ai și puțină verdeață, fiind un crater inactiv, bineînțeles. E foarte drăguț, merită să veniți. Da. Și e foarte aproape, deci acest crater este la 5 minute de parcare de la Refugiu Sapienza. Se poate veni foarte ușor pe jos, ai parcat mașina. Și este un peisaj foarte frumos în zona asta. Acum ne suntem în interior, dar din exterior, da, de pe marginea craterului, se poate vedea atât spre orașul Catania, cât și partea de nord spre vârful muntelui Etna. Da, este o vizibilitate foarte bună. Se poate face și turul craterului și se poate inclusiv coborî aici, în centru. Super! Foarte drăguț!